Mihai, au fost oameni în tribune care aproape că au cerut ajutor, infar pe final. Așa este, a fost un meci greu, un meci disputat. Știam de ei că o echipă foarte bună, cărora le place să iasă la joc. Au posesie foarte bună și ne-am dorit, se pare că mai mult decât ei, să câștigăm acest meci. Ați deschis scorul greu grație lor. Da, într-adevăr, dar știam că pe ei, dacă o să jucăm cu pase peste apărarea lor, o să-i prindem, pentru că aveau doi fundași mai înalți și mai lenți. Așa că am încercat să jucăm foarte multe mingi pe Ghidilice, pe Claudiu, și a ieșit și primul gol. Dintr-un clinch și-au marcat autogol. A părut că i-ați luat un pic de sus la început. Da, așa este. Veneam după două victorii, am crezut că totul deja începe să prindă conturi și se pare că trebuie să tratăm meciurile mult mai serios. Astăzi a mers și atacul, a mers și apărarea și mijlocul. În schimb, jocul nu a fost foarte strălucit. Într-adevăr, astăzi a fost un meci mai dificil, dar de la meci la meci sperăm să începem să ne dăm drumul cât mai mult și sperăm să facem cât mai multe victorii. Sunteți la al treilea succes consecutiv. E ok. E ok, ne dorim mai multe și să sperăm că terminăm în primele 5 cum am plănuit de la început. Robert, a venit al treilea succes, un succes destul de muncit. Da, foarte muncit, după prima repriză dominată clar de noi. A doua repriză cred că ne-am relaxat puțin, le-am dat, au avut un avânt, dar una peste alta a ieșit bine. Am mai avut și a doua repriză câteva contraatacuri pe care puteam să concretizăm, să închidem jocul mai devreme, dar până la urmă a ieșit bine. Analizând așa la rece, voi ați avut prima repriză și un gol al lor, iar ei au avut repriza a doua și un gol al vostru. Da, exact. Până la urmă a ieșit bine pentru noi, suntem echipa cu experiență mai mare și asta s-a văzut azi. Doar experiența a făcut diferența astăzi? Eu zic că și tehnic am stat mai bine ca ea și ca valoare am fost peste ei. Adică prima repriză clar nu le-am dat nicio șansă și puteam să marcăm mai multe goluri, să ne facem jocul mai ușor, dar ne-am relaxat puțin la pauză. Și ați luat de sus un pic, ați... Da, după prima repriză să zic că am intrat puțin mai relaxat, dar nu, până la urmă a ieșit bine.